¿Te lo ver? Să am împrăștiat un pic norișori. Ce drăguț. Leagă încolo, din retezat. Așa spre vârstul Usturana, dacă nu ai sens. Aici e vreo de ulei. Frumos! Deci o vale incredibilă spre Valea Jiului de vest. Ultimii pași. Ajungem pe vârful Piule din Retezat. E incredibil ce se vede de aici. Wow, parângul în spate. Vârful Piule. Așa. Wow, aici. Ăla e lăcruțul de la Câmpul Luneag. Stai așa că nu știu ce se vede. Pe Parâng. Mergem spre dreapta, să lăsăm la sfârșit cei mai buni. Aceste Pleșa, cred că în stânga acolo în vale e Pleșa, vârful. Mulți vulcani în spate. Trebuie să spun filtrul. Și culmea Oslea, unde vrem să mergem mâine. Dacă aș ști vreodată unde este microfonul, aparatul ăsta, aș putea să apăr de vânt. Ah, cred că aici. S-a schimbat, se aude mai bine. Încoace spre Valea Jiu, Valea Vârf, unde se termină Valea Jiului și încolo Valea Cernei. Ah, mai ajunge cineva pe vârf, incredibil, nu sunt singur de data asta. Bună ziua, bună ziua, cum vă simțiți pe acest vârf minunat? Sper că n-am terminat panorama. Încoace spre munții Godeanu și munții Cernei. Cernei, chiar și vârful Bubu. Și acum, v-ați dat seama, bineînțeles, că dacă fac dreapta, se vor vedea munții, spuneți, vă rog. Munții, să vedem. Să se vedem Buceni. Munții Carpați, cineva a răspuns corect. Retezat, da! Și avem așa. Am terminat cel cu mare. Hai să o luăm în ordine. Ce termine? Vârful Văcarea din Retezat, unde am urcat eu prima oară, la vârful Văcarea. Și am mers așa pe creasta asta, spre vârful Ușura, de unde în spate, ajunge la Păpușa Mică, la central, și Păpușa Mare. Hei, Păpușa! Singurică! E clasic. Așa. În stânga e vârful Peleaga, cel mai înalt din Retezat. Și în stânga de el, în starea Bucurei, cu vârfurile Bucura 1 și 2, acela. Și mai este cât are și 100. Nu scrie? Să ne uităm pe hartă. Fantastică priveliște. Și am prins și zi bună după piscolul de ieri, ceața de ieri. Da. Vezi, poți să vorbești, ai ceva transmis? Iza vrea să știe că te gândești la ea. Nu-i confunda numele, ai grijă, nu zice Smarand.
Da. Nu mai sunt pe pagina.